Code Lyoko. Marea dilemă. Dragi studenți, acest stadion minunat e construit în colaborare cu Ministerul Educației. Curând vă veți bucura de cele mai noi echipamente sportive. Și eu, personal, sunt încântat din moment ce datoria mea e să vă asigur cele mai bune condiții de muncă în toate domeniile, atât intelectual cât și fizic, fiindcă știți zicala, o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Doamne, cât mai vorbește, chiar trebuie să ascultăm toate astea. Nu neapărat, ai fi putut să stai cu Jeremy, dacă ai fi vrut. Ce mai pune Einstein la cale totuși? Ca de obicei, lipit de monitorul lui și de conversația cu Ailita. Mai am doar câteva calcule și programul de devirtualizare o să fie complet. Dar tu chiar crezi că o să meargă, Jeremy? Se poate să mă materializez în sfârșit în lumea ta și să devin cineva ca tine? Sper asta. Oricum, e un lucru de care sunt sigur. Nu am fost niciodată mai aproape de reușită ca acum. Sincer, e atât de greu de imaginat. Putem fi față în față în aceeași cameră, ne putem atinge. Chiar sărota. Da, ar fi... interesant. Adică, presupun. Acum pregătește-te. Încep programul de testare. Nu înțeleg. Nu e sfârșitul lumii. Sunt sigură, Jeremy, că într-o zi o să reușești. Ailita, eu... încep să mă întreb dacă sunt potrivit pentru asta. Dacă sunt destul de bun pentru un program atât de complicat. Îmi pare rău. Sunt doar obosit și iritat, atâta tot. Mai bine merg să mă odihnesc. Ne vedem mai târziu. Jeremy? Hei, ce e asta? Un alt program de materializare? Oh, wow, bomboane! De câte ori trebuie să-ți spun să nu te atingi de calculator când nu sunt prezent? Sunt luni de muncă aici! Relaxează-te! Nu ți-am stricat jucărioara! Oh, nu! Ești atât de neatent! Acum uite ce ai făcut! Tastele astea sunt incredibil de sensibile! Bine, bine! Dar o bomboană nu îți strică tastatura! Ha? Dar e aiurea. E o mare nebunie. Da! Funcționează! Od, ești un geniu, știai? Hotărăște-te! Sunt un geniu sau un nemernic? Ești un adevărat geniu. Nu ai făcut-o intenționat, dar scăpând bomboanele pe tastatură, mi-ai modificat și relansat programul. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar merge, mulțumesc! Cine e Einstein acum? O să o materializez pe Ailita? Ei bine, da! Problema e că am doar o încercare și gata. Asta fiindcă nu am văzut ce fel de programare a tastat bomboana. Da, și? Există doar o Ailita. Du-te și spune-le celorlalți, eu o să-i dau vestea bună Ailitei. Yumi, acum ori niciodată. S-ar putea să nu mai avem o a doua șansă. Dacă e un fel de virus, nu o să mai poți seta programul. Jeremy, ascultă. Nu o poți materializa pe Ailita doar așa, fără nicio pregătire. Am întărit scanerele, am pornit programul, totul e pregătit. Da, în capul tău. Ei, revin-o pe pământ, Jeremy. Încearcă să fii practic, măcar o dată. Ailita nu are părinți, nu are certificat de naștere și nu e înscrisă la nicio școală. Asta nu-i mare lucru, dar toate înseamnă că nu există în lumea noastră. Imaginează-ți, bună, sunt Ailita, am venit dintr-o lume virtuală. Ajunge direct la spital. Știi, Jeremy, nu trebuie să fie azi. Pot să aștept. Ei bine, ce facem acum? O pot găzdui la mine, părinții mei nu s-ar supăra.
iar tu poți intra în calculatoarele primăriei și să-i creezi o identitate falsă, să-i găsești un nume, tot ce-i trebuie. Atunci mai trebuie doar să o înscrii în școala noastră. Încearcă să o pui la noi în clasă, ar fi grozav, nu-i așa? Bine, o să începem mâine la prima oră. Alita, dormi? Dacă dorm? Oh, Jeremy, știi că personajele virtuale nu dorm niciodată. Eu nu pot să închid un ochi. Mă gândesc într-una la materializare, mă ține treaz. Nu poți să-ți imaginezi câte lucruri o să descoperi în lumea noastră. Cum ar fi dormitul? Așa e. Asta și tot felul de lucruri nostime. Mai povestește-mi. Când atingi un obiect cu degetele, ai un fel de senzație. Poate fi un sentiment de moliciune sau de căldură sau de răceală chiar. Oh, înțeleg. Credeam că percepeți doar cu creierul. Așa e, dar e puțin mai complicat. Aici pe pământ, toată lumea are 5 simțuri. Tu, Alita, tu ai doar 2 dintre ele, auzul și văzul. Poți doar să vezi și să auzi. Că veni vorba de auz. Curând vei putea atinge și... Jeremy, tocmai l-am auzit pe Xana. Pune ceva la cale. Alita, ce-i cu zgomotul ăla? Jeremy, Xana a lansat un atac. Bine, ascultă, Alita. Ascunde-te într-un turn dezactivat. O să te contactez de la fabrică. Od, trezește-te, Xana atacă. Od, trezește-te. Ce-a fost asta? Ce-ai spus de Xana? Ulric, trezește-te. E alertă, Xana. Ce ai spus? Am spus că e alertă, Xana! Hei, întotdeauna dormi cu chestiile alea în urechi? Da, Od, întotdeauna. Și într-o zi îți voi spune de ce. Prieteni, nu mai trebuie să căutăm. De data asta a ales un adevărat câștigător. Ne atacă cu buldozerele. Frumoasă mișcare, Xana. Jeremy, mergi la laborator și sună pe Yumi. Eu și Ot o să încercăm să oprim monștrii ăștia. Eu mă ocup de primul. Bine. Haide, Yumi, trezește-te! Avem nevoie de tine! Îți dai seama cât e ceasul? Buldozere? Ce buldozere? Ce? Hei, Xana îl controlează! Nu știu ce să fac, Ulric! Nici eu nu știu! Du-te și întâlnește-te cu Yumi și Jeremy la laborator! Dacă aș afla ce vrea să facă Xana cu monștrii ăștia, ar fi grozav! Bine, fii atent! Fii atentă, Alita! Nu știi niciodată unde se ascund monștrii lui Xana! Nu te îngrijora, Jeremy, niciun dușman deocamdată! Dar pulsațiile se intensifică. Turnul activat nu poate fi prea departe. Da! Uau!
Aelita, nu-ți face griji. Od trebuie să ajungă curând. Și acum să sperăm că Yumi și Ulric sunt pe drum. Ulric? E în buldozer. Încearcă să afle ce vrea Xana. Ulric, mă auzi? Ești proaste, Jeremy. Sunt pe malul râului și mi-e teamă că ținta lui Xana e fabrica. Asta trebuie să fie. Dacă Xana reușește să ne distrugă fabrica, putem să ne luăm adio de la echipament. Fără calculator nu o putem contacta pe Aelita, să știți. Nu uita de scanere. Fără ele nu ne mai putem transfera, iar asta înseamnă victorie totală pentru Xana. Ulric, ascultă, Od e pe cale să plece singur. Așa că dacă nu te superi, grăbește-te. Voi face tot posibilul, dar nu pot să-ți promit o intrare grațioasă. Transfer Od. Scanner Od. Virtualizare. Oh, bună, Od. Pari cam stresat. Sunt bine, Aelita. Doar că nu știu niciodată ce mă așteaptă când vin aici. Vino cu mine, Od. Turnul activat e pe aici, pe undeva. Bine, hai să verificăm. Oh, nu! Ulric, mă auzi? Jeremy? Yumi, am pierdut legătura cu Ulric. Unde era când ai vorbit ultima dată cu el? Se îndrepta spre fabrică, cu buldozerele. Bine, sunt aproape acolo. O să-l găsesc. Pe acolo. Ăsta da comitet de primire. De obicei monștrii se mișcă în grupuri de câte 5. Wow, se pare că formația e la capacitate maximă. Oh! Bună, micuților! Care din voi vrea să fie primul? Hei, vrei să te potolești, Od? Misiunea ta e să o protejezi pe Aelita. Vrei să schimbăm locurile, Jeremy? Oh, Ulric! Ulric, ridică-te repede! Od, te-ai folosit 4 din cele 10 săgeți. Și urmează încă 3. Săgeată laser! Ulric, trebuie să te ridici! Ulric! Hei, Jeremy, poți să mă ajuți? Dar buldozerele?
E un dezastru aici. Aș vrea să fie numai acolo. Oh. Ce face Od? Jeremy, încep să mă simt cam singur aici. Asta îți răspunde la întrebare. Am înțeles. Bine, Od, Yumi e pe drum. Cât despre Ulric, să spunem că doarme buștean. Trebuie să-i fie greu așa fără dopuri. Transfer Yumi. Scanner Yumi. Virtualizare. Ah! Od, găsește o cale să-i încetinești. Ești mult mai în față ca Yumi. Ai grijă de turn, eu mă ocup de ei. Să vedem cât e scorul. 3 monștri și 3 săgeți laser. Od, nu-i momentul să ratezi. Jeremy, câte vieți mai am? 10, rezistă, Yumi e aproape acolo. S-a zis cu tine, unde se ascunde amicul tău? Yumi! Oh-oh! Nu! Hei, Jeremy! Nu am ajuns la timp! Un game over pentru Od! Mă ocup de Aelita în caz că are nevoie de ajutor! Nu vreau să te stresez, dar dacă scanerele sunt distruse, mi-e teamă că vei rămâne acolo, Yumi! Nici o grijă, mă grăbesc! Mi-ar fi stricat un pui de somn. Jeremy, nu pentru scanere trebuie să-și facă griji. Am avut o viziune, am văzut-o pe Yumi căzând în vidul digital. Virtualizată pentru totdeauna. Hei, Yumi! L-am auzit. Mă duc să o ajut. Ce? Nu, Ulric, uite-te la tine. În starea în care ești ar fi aiurea. Od, ajută-mă. Jeremy! L-am văzut! Yumi e în drum spre tine! Vreau o imagine! Uite! Aici am văzut-o pe Yumi căzând! Transfer Ulric! Scanner Ulric! Virtualizare! Aelita e deja în turn. Rezistă, Yumi! Nu mai pot! Yumi! Vin! Yumi! Cod Aelita. Cod Lyoko.
Nu m-aș fi gândit niciodată că e posibil ca unul din noi să devină. E numai vina mea. Dacă aș fi fost mai rapid, încă ar fi aici. Dar există o soluție și Jeremy știe care e. Programul de materializare e operațional, dar Aelita trebuie să-i cedeze locul lui Yumi. O poți aduce pe Yumi înapoi? Da, dar pot să materializez o singură persoană. Una și numai una. Atunci alege-o pe Yumi. Face deja parte din lumea voastră. E în ordine. Pot să mai aștept puțin. Bine, Aelita. Dar mai întâi trebuie să o localizez. Va fi bine, nu-ți face griji. Hei, Yumi, vei fi bine. Bine ai venit. Dar cum m-ați adus înapoi? Sunt fericit, dar în același timp sunt trist. De ce? Cel puțin știi că programul funcționează. Trebuie doar să-l setezi din nou. Da, nimic de zis. Am încredere în tine, Jeremy. Într-o zi o să reușești, sunt sigură. Hei, Jeremy, vrei niște bomboane? Hei, ce faci cu aia? E a mea. Oh, da, presupun că e. Bine, no problemo. Poftim. Haide, ia una. Dulciurile rezolvă orice. Chiar și o inimă rănită. Dacă spui tu.